Nicoleta Luciu se pune bine cu soacra. Vedeta s-a mutat de ceva vreme la Miercurea Ciuc, acolo unde între două meditații la limba engleză își antrenează soacra la bazin. Dorm odată cu găinile la 8:30-9. A renunțat la agitația din București pentru liniștea de la Miercurea Ciuc. Ai o grămadă de timp pentru timp. Mai mult, Nicoleta s-a pus acum și pe învățat. M-am apucat de limbi străine, deocamdată de una, de limba engleză. Și din noiembrie m-am apucat și de limba maghiară și de limba germană. Viața vedetei s-a schimbat radical. Acum stă mai tot timpul cu soțul și cu soacra. Știi cum e? Relația cu soacra e foarte importantă. Dacă o strice, nașpa. Mă antrenez pe soacra mea 2 ore în fiecare dimineață. Nicoleta nu a renunțat definitiv la toate obiceiurile din București. De exemplu... Mult sport, piană. Înțelegi? Și dacă nu se mai poartă, ce faci? Nu mai am ce să fac. Să adorm iar pe masă, nu, e frică.